Două persoane din satul Târnova, raionul Edineț, s-au intoxicat cu gazul emanat de un încălzitor de apă conectat la o butelie. Din fericire, viața lor este în afara oricărui pericol. Potrivit inspectoratului pentru situații de urgență, incidentul a avut loc duminică seara. Victimele, un bărbat de 42 de ani și o femeie de 35 de ani, au fost internate în secția reanimare a Spitalului Raional din Edineț. Specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului. În context, IGSU atenționează oamenii să fie prudenți atunci când exploatează instalații conectate la gazele naturale. Salvatorii recomandă ca, înaintea utilizării, acestea să fie verificate minuțios de către specialiști.